Vă bucur să fiu dumneavoastră, dragi frâni, în dimineața aceasta și doresc din toată inima Domnul să le binecuvinteze atât pe mine, și pe dumneavoastră care auziți cuvântul Domnului. Aș vrea să fim toți de plin conștienți că suntem în prezența Domnului. Lucrul acesta este esențial. Este important ca să știm că aici venim în prezența Domnului, Domnul este prezent prin cuvântul Său și este prezent prin Duhul Sfânt. Și, de asemenea, este esențial pentru fiecare dintre noi să știm că am venit la închinare, nu? La închinare împreună și doresc Domnul să ne binecuvânteze. Dacă este prezent Domnul în locul acesta, și vreau să spun că nu numai aici este prezent Domnul, și aș vrea fiecare dintre noi, încă începând de dimineață și chiar și somnul nostru, de ce nu, să fie prezent Domnul, să fie alături de noi, frate și soră, nu-i așa? Amin. Nu putem nesocoti prezența Domnului unde am fi. Să suntem în prezența Domnului și, conform să am citit, Domnul cunoaște toate lucrurile despre noi. Glorie Domnului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți, frate și soră, totdeauna și oriunde am fi, chiar în situațiile dificile și grele ale vieții, ne aducem aminte că Domnul este cu noi. Și am dorit, într-adevăr, și dorim prezența Domnului cu noi în situații grele, ca să ne ajute, nu? Să ne dea biruință, să ne dea izbândă. Dar este prezent și atunci când gândim ce nu trebuie și poate vorbim ce nu trebuie. Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, cu conștiența acestui fapt, că Domnul este prezent atât ca să ne ajute, ca să fie cu noi, dar este prezent ca să ia aminte la atitudinile noastre și la tot ceea ce noi facem. Slavă Domnului! Amin. S-a citit acest text pe care dumneavoastră l-ați auzit de nenumărate ori și pe care poate foarte mulți îl cunoaștem pe de rost, să putea fi în stare să spunem în locul acesta. Cu toate acestea, aș dori în dimineața aceasta să mai rămânem, să mai zăvorim asupra acestui cuvânt din Scriptură, chiar dacă este, așa cum spuneam, articolul scurt. Și l-am auzit de nenumărate ori. Rămâne la fel de important, rămâne la fel de valabil pentru oamenii dispuși să ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru oamenii dispuși să ia seama la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu rămâne mereu proaspăt, mereu valoros, mereu important. Nu-i așa? Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Este foarte important, frați și surori, cum în activitatea sa scurtă Domnul Iisus Hristos a rezolvat sau s-a referit, dacă vreți, la toate aspectele vieții noastre, la toate nevoile noastre, din punct de vedere spiritual. Și nu am uitat nici de copilaj, nu așa? Este foarte important lucrul acesta. Măcar că Domnul Iisus Hristos era foarte aglomerat, timpul era foarte drămuit, timpul era foarte ocupat, mereu noradele erau în preajma lui, mereu oameni cu bolnavi și cu probleme deosebite erau aproape de el și îl îmbulzeau. Domnul Iisus Hristos ne-a dat un text extraordinar de frumos și de important și vis-a-vis de copii. Pe lângă cei care veneau cu multe probleme la Domnul Iisus Hristos, au fost unii, câțiva părinți, care erau în contextul în care Domnul Iisus Hristos vise despre căsătorie, despre menirea căsătoriei. Pe lângă faptul că în căsătorie sau în viața de familie, soțul și soția au părtășie specială, ei trebuie să nască copii, conform poruncii lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, în contextul acesta, plasează, iată, acest text foarte frumos, sau folosește această ocazie când unii oameni au crezut că este important să aducă pe copiii lor la Domnul Iisus Hristos. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, spune textul Scripturii, foarte scurt, nu?
i-au adus, au fost acolo niște oameni, în mulțimea aceea, în mulțimea aceea de noroc, au fost câțiva care au zis, este important să duc pe micuțul meu sau pe micuții mei la învățătorul. Să-i ating așa, un pic. Să pună mâna peste mine. Ucenicii care erau mireat în preajma Domnului Iisus Hristos și este oarecum ciudat lucrul acesta, că tocmai ei au spus, nu este bine. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Vreau să spun că această stare de lucru sau această atitudine se perpetuează și au fost de-a lungul istoriei. Au fost oameni care au crezut că este foarte important să apropie pe copiii lor de Domnul Iisus Hristos, cum și familia aceasta, familia Bunculeț, cred că crede același lucru, că este important ca astăzi să aducă pe micuța lor la binecuvântare. Și voi credeți, și nu numai voi, și ceilalți frați și lor, pentru familie, cred că este important în ziua aceasta. Este important ceasul acela în care ei spun, vrem ca micuța noastră să o dedicăm Domnului. Vrem ca micuța noastră, Domnul Iisus Hristos, să o binecuvinteze. Și dacă voi credeți lucrul acesta, așa se va întâmpla. I-au adus copilașii ca Domnul Iisus să atingă de ei. Și s-a atins Domnul de ei? S-a atins. Slavă Domnului! Pentru toți cei ce credeți că este important să duceți copiii la binecuvântare, ca Domnul să atingă de ei, conform cuvântului lui Dumnezeu, avem promisiunea aceasta, că Domnul se atinge de ei. Și lucrul acesta este foarte important, frate și soră, ca Domnul Iisus să se atingă de copiii noștri. Oamenii aceștia ce au crezut că este important și în ciuda opoziției au spus, îi ducem la Iisus. Domnul să ne binecuvânteze, frate și soră, pe noi toți ca părinți, ești mai mici sau mai mari copiii noștri, indiferent de obstacolele care se vor interpune între noi și Iisus. Cu încăpăținare și cu credință să-i ducem la Iisus. Domnul să ne ajute. Amin. Domnul să ne binecuvânteze, frați și surori, la lucrul acesta. Cu toții știm că copiii pe care ne-i dă Dumnezeu sunt darul cel mai de preț, nu? Și este, să spun așa, datoria noastră cea mai înaltă și cea mai nobilă să-i grijim, să-i ducem la Iisus și să-i creștem spre slava și gloria lui Dumnezeu. Această credința, această stare există în biserică și este corectă să fie așa. Dar s-ar putea ca în biserică să fie și noi care spun, nu este atât de important să-i ducem pe copiii noștri de mici la Iisus. Las, cu timpul, cu vremea, spun noi. Sunt probleme mai importante, sunt lucruri mai importante. Las că vine vremea și pentru copii. Când se audă de Iisus, că așa ei nu pricep mare lucru, spun noi, nu? Este și mentalitatea aceasta. Dar vreau să spun că pe aceștia, conform textului nostru, Domnul Iisus s-a supărat, s-a mâniat chiar. Acum, vis-a-vis de cele două păreri, că unii cred că este important să nu copii la Iisus, iar alții cred că este vreme, că sunt alte lucruri. Că mai târziu vă învățați, Domnul Iisus Hristos are părerea lui personală și în ziua aceasta este important, este extraordinar că cunoaștem părerea Domnului Iisus Hristos, nu? Despre vis-a-vis de problema aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a spus, lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. Lăsați copilașii să vină la mine, spune Domnul Iisus Hristos, și nu-i opriți. Și a spus el, din nou vreau să mă minunez, frate și surori, de faptul că Domnul Iisus Hristos folosește această ocazie, această imagine la copii, a copilor adus la ei ca să ne descopere nouă, celor maturi, un adevăr esențial, un adevăr fundamental pentru noi și pentru viața noastră de credință, frate și surori. Deci spune Domnul, lăsați să vină la mine și nu răpâiți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Împărăția lui Dumnezeu, în contextul acesta, spune Domnul Iisus Hristos, este a oamenilor maturi care sunt sau care se aseamănă cu aceștia. Domnul Iisus Hristos, când a spus, lăsați copilașii să vină la mine, știa exact ce spune, frate și surori. E
Eu vreau să cred că orice cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos este perfect adevărat. Amin. Că orice cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos este valabil. La fel de valabil. Acum 2000 de ani, ca și acum. Sau dacă vor mai fi mii de ani, cuvântul Domnului Iisus Hristos își păstrează aceeași vigoare și putere. Slavă Domnului! Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori, să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este fundamental și esențial pentru mine și pentru noi este să credem cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos știa ce spune și a spus, lăsați-i să vină la mine. Aș vrea acum să... E adevărat că în ziua aceasta eu mă voi referi mai mult la părinți, la cei ce avem responsabilitatea să aducem copiii la Iisus. Nouă tuturor celor prezenți în ziua aceasta ne aduce aminte Domnul în contextul acesta, în împrejurul acesta, că noi, în relația noastră cu Dumnezeu, pentru că trebuie să avem o relație cu Dumnezeu, nu? Fiecare dintre noi trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu și o relație vie, frate, nu una imaginată, nu o relație moartă. Adică mă duc, din punctul meu de vedere, cu o relație slabă sau neveritabilă cu Dumnezeu este atunci când venim la biserică, la programele bisericii și apoi în rest, despre săptămână, uităm de Dumnezeu și ne vedem de ale noastre, uităm că suntem fii ai lui Dumnezeu și trăim oricum, că trebuie să fie o relație bună cu Dumnezeu. O relație personală cu Dumnezeu este atunci când dimineața când te trezești, primul lucru pe care îl adresezi, te adresezi Dumnezeu și mulțumești că ești în viață, că-ți mai dă o zi ca să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Dar și surori, Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a creat să trăim pentru slava Lui. Fiind lucrul acesta. Și trăim pentru slava Lui și putem trăi în fiecare zi, chiar dacă nu avem posibilitatea să cântăm spre slava Lui Dumnezeu. Chiar dacă nu avem posibilitatea să ne rugăm specific într-un loc anume și într-o împrejurare anume, să stăm pe genunchi sau în picioare să ne rugăm. Noi, totuși, frate și surori, putem avea și întreține o relație vitală cu Dumnezeu. De dimineață și până seara. Și toată ziua. Dumnezeu să ne ajute. Frate și surori, în felul acesta vom trăi cu adevărat și vom simți că viața are sens cu adevărat. Pentru că dacă nu trăim astfel, s-ar putea ca viața noastră pară monotonă, plictisitoare. Dar dacă trăim în prezența lui Dumnezeu, de dimineață și toată ziua, vom simți că trăim cu adevărat. Domnul să ne binecuvânteze. Ceea ce Iisus a spus, împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Ce este specific, hai să spunem așa, copiilor? Inocența, nu? Sau starea din vinovăție. Sigur că dacă cu timpul devin conștienți de anumite lucruri. Dar ceea ce este fundamental, specific copilăriei sau primelor ani de viață este inocența sau starea de nevinovăție, sinceritatea sau naturalitatea, naturalețea. Tot așa, din punct de vedere spiritual, vreau să spun, noi când venim înaintea lui Dumnezeu, ca și fii al lui Dumnezeu, noi trebuie să fim foarte naturali. Când omul vine la Dumnezeu, trebuie să vină așa cum este. Așa că copiii noștri, chiar dacă învață anumite șmecherii și tepticuri cu vârsta, ei totuși sunt foarte naturali. Ei sunt foarte sinceri, nu? Tot așa și din punct de vedere spiritual, frate și surori. Înainte lui Dumnezeu, nu putem veni să-i spunem una, când în realitate noi suntem altceva, nu? Trebuie să ne intre bine în minte și în capul lucrul acesta. Înainte lui Dumnezeu nu putem să spunem ceva și să-L impresionăm și El să nu știe. El știe toate lucrurile. De aceea, ca să avem acces la Dumnezeu, trebuie să fim ca și copilașii aceia sinceri și naturali. Doamne, așa cum sunt, vin la Tine. Iartă-mă. Dumnezeu să ne ajute. Împărăția lui Dumnezeu, a spus Iisus, este acelor ca ei, natural, sincer. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frate, să luăm aceste lucruri. De aceea, de asemenea, altceva ce este foarte specific copiilor, este
Credința, credința sinceră, tot datorită inocenței sau stărilor de inocență. Este foarte adevărat că noi, ca să ne asculte copiii, spunem și promitem copiilor uneori lucruri pe care, de fapt, nu le facem. Promitem ceva și nu ne ținem de promisiuni, nu? Sper să nu fie așa, frate. Pentru că nu vom face pe copiii noștri mai ascultători de noi dacă le promitem ceva și nu facem. Și vom face mai ascultător dacă le promitem ceva și dacă ascultă și face lucrul pe care l-am promis, nu? Dacă noi mai le promitem anumite lucruri și ei sunt ascultători, ascultă de noi. Dacă nu, nu le ținem de promisiune, ei vor fi neascultători. Vor fi mai răsplătiți. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze, frate și soră. Vreau să vă spun că noi atunci când mergem la Dumnezeu cu credință, așa cum copilul, copiii aceștia mici, dacă tu îi spui ceva, eu crede că vei face. Vreau să vă spun că tot așa trebuie să mergem înainte lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre, cu problemele noastre, cu credință. Că ceea ce cerem, Dumnezeu poate să facă. Avem cel puțin două argumente foarte puternice, frate și surori. Dacă noi suntem în această stare de inocență, de credință autentică, noi trebuie să credem că Dumnezeu face ceea ce noi cerem, pentru că El ne iubește. Aceasta este unul din argumentele cele mai puternice. Și dacă Dumnezeu mă iubește și eu îi cer un lucru, eu trebuie să cred că El mi-l dă. Acesta este un argument. Pentru că Iisus spune, dacă voi care sunteți răi, pentru că iubiți pe copiii voștri, dați lucruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru și al Dumnezeului. Și apoi un alt argument, frate și surori, este că Domnul poate. Nu? Domnul poate. S-ar putea ca noi să promitem copiilor noștri anumite lucruri și să nu fim în stare, să nu putem să le ținem de promisiunea făcută. Dar în ziua aceasta vreau să vă spun, frați și surori, că dacă Domnul promite ceva, El poate să împlinească. Și toate planurile Lui, El le împlinește, frați și surori. El nu are obstacole. El nu se poate situa la un moment dat într-o stare de neputință, cum noi am putea să ne situăm sau să fim. El este atotputernic. Scriptura ne dezvăluie un Dumnezeu atotputernic care a creat universul acesta infinit și care îl susține prin puterea Lui. Slavă Domnului! Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori, ca să accedem în împărăția Lui Dumnezeu. Trebuie să fim ca niște copilași. Să venim înainte Lui cu sinceritate și să venim Lui cu credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. S-ar putea ca uneori noi, și mie mi s-a întâmplat, poate și dumneavoastră, să fim copleșiți de mărimea făgăduințelor Lui Dumnezeu. S-ar putea ca uneori să ne pare prea copleșitoare, prea mari făgăduințele Lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, poate ne uităm la sfințenia Lui Dumnezeu, la mărimea făgăduințelor Lui Dumnezeu, ne uităm la micinea noastră din punct de vedere spiritual. Și am spune, Doamne, sunt prea mare cu acestea. Vreau să vă spun, toate promisiunile Lui Dumnezeu sunt pentru noi, frații surori. Sunt pentru noi dacă credem pe Dumnezeu, dacă suntem sinceri cu Dumnezeu și dacă ascultăm de Dumnezeu, nu? Vreau să vă spun că noi uneori ne-ar place să avem acces la Dumnezeu, să ne asculte rugăciunile. Dar pentru aceasta, vă aduc aminte, frate și surori, trebuie să respectăm principiile Lui Dumnezeu. Dacă noi de multe ori nu avem principii, vreau să spun că Dumnezeu are. Dumnezeu are principii. Și toate lucrările Lui se desfășoară după principii clare. Slavă Domnului! Avem revelate principiile Lui Dumnezeu în Scriptură. Ce este important este să ascultăm de Dumnezeu. Putem noi asculta de Dumnezeu? Ne cere Dumnezeu un lucru pe care noi nu-l putem face? Nu cred, nu? Nu cred că El ne cere lucruri pe care noi nu le putem face. El ne cere lucruri
pe care le putem face dacă vrem. Uneori nu le putem face prin puterea noastră, dar dacă vrem, El ne ajută, frate și surori. El dă putere. Slavă Domnului! Nu-i așa că ați văzut oameni care au spus, eu sunt prea păcătos. Nu știu dacă Dumnezeu mă poate ierta. Avem un argument foarte puternic. Alături de Iisus era un tâlhar, un criminal probabil. Și în momentul în care omul acesta a spus, când vei veni în împărăția ta, Iisus i-a spus și l-a mântuit instantaneu, nu? În momentul în care a crezut, Doamne, El a spus, când vei veni, pentru că tu vei veni, a avut credință. Vei veni într-o împărăție glorioasă. Amintește-ți de mine, a spus ea. Iisus Hristos și jertfa Lui este mult mai mare decât orice păcat, decât orice greșeală, decât orice ar fi putut face viața aceasta cineva. Deci Iisus poate să ierte, frate și sora. De asemenea, Domnul Iisus Hristos poate să ne dea înfierea. În momentul în care Dumnezeu ne-a iertat, noi suntem liberi, liberi de sub puterea păcatului. Lucrul acesta este foarte important pentru noi. De asemenea, mă refer la promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că dacă ne înfiază, dacă devenim copiii lui Dumnezeu, noi vom fi și moștenitori al lui Dumnezeu, nu? Și vom avea viața veșnică. Toate aceste promisiuni sunt pentru omul care crede. Care crede ca și copiii. Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, în vremuri moderne, vremuri sofisticate de multe ori, vremuri în care ne uităm la anumite lucruri din preajma noastră, vreau să vă aduc aminte ziua aceasta, că noi, chiar dacă suntem în lumea aceasta, în carne și oase ca și ceilalți oameni, noi suntem fii ai împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori, cu conștiința continuă acestui fapt. Și așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în rugăciunea din Ioan 17, după cum eu nu sunt din lume, nici ei nu sunt din lume. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în fiecare zi să trăim crezând lucrul acesta, frate și surori. Nu avem doar o religie de a veni la biserică și a merge înapoi. Crezând lucrurile și promisiunile lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Hai să ne întoarcem apoi din nou la importanța faptului ca Domnul Iisus Hristos să atingă copiii. Scriptura ne spune, apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat și și-a pus mâinile peste ei. Este important ca Domnul Iisus Hristos. Și m-am gândit, și poate că și noastră v-ați gândit, ce s-o fi întâmplat cu copiii aceia pe care i-a luat Domnul Iisus Hristos în brațe. Eu cred că acei copii pe care i-a luat Domnul Iisus în brațe și i-a binecuvântat, poate a spus, Iehova, să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și și-a pus mâinile peste ei, aceia au rămas sub protecția lui Dumnezeu. Cred din toată inima lucrul acesta. Cum la fel cred că această fetiță și toți copiii noștri pe care am avut credință la Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, i-a luat în brațele Lui. Slavă Domnului! Frați și surori, este foarte important ca Domnul Iisus Hristos să ia în brațele Lui pe copiii noștri. Să-i binecuvânteze Domnul Iisus. Este frumos ca noi, ca și oameni, să vorbim frumos despre copiii noștri, să-i binecuvântăm. Și au fost patriarhi și acum sunt oameni care, prin rugăciune, își pot binecuvânta copiii în numele Domnului. Dar să rostească Iisus Hristos binecuvântarea peste copiii noștri este extraordinar. Și Domnul Iisus Hristos poate face lucrul acesta. Ori de câte ori o familie vine cu copilul lor să-l dedice, să-l dea Domnului și să-l roage cu Dumnezeu să binecuvânteze copiii lor, Domnul face lucrul, îi ia în brațele Lui, îi binecuvântează și spune mâinile peste ei. Este la dorința noastră să aducem pe copii la Iisus, să-i apropiem de Iisus Hristos, să-i aducem în preajma Lui. Cum? Aducem noi acum. Iisus nu mai este printre noi, ca și om. Dar în aceeași măsură, sau mai mult decât atât, vreau să spun că El este cu noi. Dar în fiecare zi, pentru că așa a spus, mergeți în toată lumea, cu duceți Evanghelia, la orice făptură, ce dacă să vă boteza la finul lui. Și iată că eu sunt cu voi, a spus Domnul Iisus Hristos. În toate zilele. Până la sfârșitul viacului, nu? Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Putem aduce de copii la Iisus? Putem, frate și surori. Dacă El este cu noi,
dacă El este în casa noastră, dacă El este în inima noastră, nu? Putem aduce pe copii la Iisus ca să atingă de ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze să facem lucrarea aceasta. Este foarte importantă, nu putem ignora pe copiii noștri. Cum aducem pe copii la Iisus, frate și surori? În primul rând, cred eu, pentru a pregăti pe copiii noștri să asculte ceea ce noi le spunem despre Iisus, noi trebuie să arătăm afecțiune, dragoste. Și este adevărat că Dumnezeu afecțiune pentru copii s-a turnat în mod natural, s-a pus în mod natural. Fiecare dintre noi, oameni normali și interni, cât de elementar, le iubim copiii, nu? Dar mai mult decât atât, pentru cei ce iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu pune dragoste specială în părinți pentru copiii lor. Noi trebuie să arătăm afecțiune și atenție, frații și surori, cu copiii noștri. Noi nu putem trata pe copiii noștri de poziția de oameni maturi. Deci să ne aducem aminte că și noi am fost copii. Să ne aducem aminte că nivelul sau posibilitatea de a percepe pe Dumnezeu este în funcție de viață, de vârsta lor, de felul cum înaintează viața. Arătând deci afecțiune, dragoste, noi cred că putem crea mediul pentru a învăța pe copiii noștri, pentru a pune în mintea și inima lor lucrurile bazice, lucrurile de bază, să le povestim despre Iisus Hristos, despre Împărăția lui Dumnezeu. Este esențial să facem lucrul acesta, frați și surori. Chiar dacă suntem foarte ocupați, chiar dacă muncim de dimineața și până seara, trebuie găsit timp pentru noi ca să aducem în felul acesta pe copiii noștri la Iisus, ca El să se atingă de ei, învățându-i, educându-i potrivit cu vârsta, frați și surori. Domnul să ne ajute. Nu uitați de copiii voștri, indiferent cât de ocupați ați fi peste zi, frați și surori. Este important să ne ocupăm de copiii noștri, să-i aducem la Iisus în felul acesta, povestindu-le despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu, despre Împărăția Sa glorioasă. Apoi, un lucru care spune eu poate este important încă înainte de a fi concepuți copiii noștri și apoi care trebuie să prelungească pe toată perioada vieții este rugăciunea, frate și surori. Este rugăciunea. Înainte de aceasta, aș vrea însă să spun că este foarte important exemplul nostru pe care îl dăm copiilor noștri. Nu putem pretinde copiilor noștri să nu mintă dacă noi mai spunem din când în când neadevărul, nu? Noi putem copiilor noștri să le spunem să fie iertători, să-și ierte pe ceilalți frățiori, dacă noi nu putem ierta. Este o stare de falsitate. A pretinde copiilor noștri să facă ceea ce noi nu facem, nu? Dumnezeu să ne ajute să fim exemple bune pentru copiii noștri, frate și surori. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile bisericii în sensul acesta. Este important. Este esențial lucrul acesta, frate și surori. Se spune că în primii ani ai vieții se formează caracterul copiilor și aceasta a avut în vedere Domnul Iisus Hristos. Până la vârsta de 6-7 ani se formează structura de bază a caracterului fiecărui individ, a fiecărui om. De aceea este important, frate și surori, ca toți copiii noștri să audă în anii în care ei se formează ca și oameni să intre în contact cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să se formeze caracterul lor cum vrea Dumnezeu. Nu lăsați copiii la desene toată ziua. Nu lăsați copiii să vadă toată ziua tot felul de prostii și de lucruri violente la televizor. Lăsați copiii drămuiți și cu înțelepciune. Poate trebuie să vadă și astfel de lucruri. Dar aduceți copiii voștri la Dumnezeu povestindu-le Cuvântul lui Dumnezeu, frate și surori. Pentru că dacă lăsați copiii să crească așa oricum, se va forma un caracter defect. O malformație în caracterul lor. De aceea Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine încă din vârstele fragile. Și nu e așa că mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că erați poate foarte mici când Dumnezeu v-a vorbit, ați auzit glasul lui Dumnezeu în Evanghelie.
Cred că așa cum eu mi-aduc aminte de astfel de momente și dumneavoastră, vă duc aminte cântă dintr-o vârstă foarte fragilă, că era în copilărie, în mincurăcie, a fost atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Deci Iisus, dacă a spus, lăsați copiii din la mine, nu știu exact ce vârstă aveau copiii aceștia. Dar eu a spus, lăsați-i, pentru că este important să aducem copiii noștri de foarte mici, pentru că atunci se formează caracterul lor. Și în formarea caracterului lor, ei este foarte important să cunoască Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că da, așa potrivit, cum spuneam cu vârsta. Aș vrea să mă apropii de încheiere, dar și surori, este foarte important și avem, este poate cea mai mare datorie ca și părinți, să avem grijă cum creștem copiii, să-i aducem la Iisus. Dacă îi apropiem de Iisus în felul acesta, prin afecțiunea noastră, prin a-i aduce la cunoaștere lui Dumnezeu, prin a le povesti Cuvântul lui Dumnezeu, până ai apropiat de Dumnezeu prin rugăciunea noastră continuă, frate și surori, să spun că în felul acesta se va forma în ei un caracter frumos, un caracter în care apoi Dumnezeu va putea să-l formeze, să-l modereze cum El vrea. Slavă Domnului! Ai vrea Dumnezeu să binecuvânteze familia Bunculeț și toate celelalte familii ale bisericii de aici și de pretutinde, frate și surori. Să aducem în felul acesta copiii la Iisus și Domnul Iisus Hristos îi ia în brațe, îi binecuvântează și îi spune mâinile peste ea, adică îi protejează, frate și surori. Cel mai important lucru pentru copiii noștri nu este să-i dăm la școli speciale, la școli deosebite, este bine lucrul acesta. Să ne gândim la profesii extraordinare, cu bani mulți și ușoare, poate. Cel mai important lucru este să aducem pe copii în preajma Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Ca apoi ei, El să-i formeze pentru împărăția sa glorioasă. Amin. Amin.